Ia, uitați fluturaș aici. Fluturaș de aste maternal, după 20 de ani de vechime, cu copil cu handicap. Câți bani ați pierdut? 5 milioane. Din 20 de milioane 600, am mai luat 13.800. Deci diferență de 700 de lei. Ni s-a tăiat 15% pentru al doilea copil. Sporul de handicap. Lucrăm sâmbete, lucrăm duminici, nu ni se plătesc. Lucrăm în zilele de sărbători, 1 mai, Paște, Crăciun. Nu ni se plătește. Peste 300 de asistenți maternali angajați ai DGASPC Vâlcea au primit în luna aprilie salarii mai mici, iar motivul diminuării îl reprezintă tăierea sporurilor. Conducerea instituției susține că va cere sfatul reprezentanților Ministerului Muncii pentru a reglementa situația, astfel încât luna viitoare pe ștatele de plată să se regăsească și sporul de 15% pentru încordare psihică și responsabilitate ridicată și cel de 25% pentru fiecare copil cu dizabilități primit în plasament. Teoretic a rămas o perioadă de o lună de zile neacoperită de spor, neavem cadru legal. Ce putem noi face, discutând cu dânsii, să facem atât din partea instituției o adresă către minister pentru a corecta eroarea sau să dea un alt punct de vedere bazat pe o altă interpretare a legii, dacă se poate să fie acordate, deocamdată n-am găsit. Nemulțumiți de explicații, asistenții maternali au avut astăzi o discuție și cu prefectul Florian Marin, în urma căreia s-a stabilit ca instituția prefectului să transmită către Ministerul Muncii un memoriu. Dacă vor primi salarii diminuate și luna viitoare, asistenții maternali anunță că vor trece la măsuri de protest mai dure.